A răsit ulea cu... Mihai și cu... ăștia. Uite, Ovidiu, să vedem ce zic cum. Deci leneșește asupra intitulați Mihai și Ovidiu care sunt aici în spate. Se mișcă extraordinar de lent în comparație cu mine, care pedalez ca un magic ce sunt. Cu mâna pe bicicletă ca să n-avem discuții. Și, mă rog, vă țin la curent. Nu, realitatea e că eu am bicicleta de stradă și ei sunt cu biciclete cu roată groasă. Adică este super greu să mergi în comparație cu bicicleta mea. Ia să-i așteptăm un pic pe acești mari oameni de circuit. Haideți, mă, băieți! Nu vreți să apăreți în marele film? Hai! Ăsta-i Mihai. Ia uite, Mihai și Ovid. Două specimene. Uite. Uite pe Ovid. Înainte? Da, dă-i înainte. Sau ai în stânga, n-am fost niciodată în stânga. Ia stați că nu mai pot să mă concentrez. Pa! Minutul la Pașcani, băieții au adormit în spate. Ia uite, nici să mai văd. Ce să faci în aceste? Ia, liniște un pic. Com? Ce-or fi zicând? Ce-or fi zicând ei acolo? Cred că au băsit un pic, ia să-i aștept. Pa! Vă țin la curent! Mi-e puțin teamă pentru ei! Mi-e puțin teamă pentru ei să nu li se întâmple ceva, că au obosit rău! În continuare relatăm din Ștefănești cu colegul Mihai Popescu, care mai are un pic și își dă duhul. S-a auzit. Îmi șoptește colegul în casă că el mai poate. Ia uite-l, rock! Forever! Ia vino, mă, și povestește-ne un pic de sentimentele pe care le nutrești când pedalezi. Ce sutien ți-ai luat? Momentan. Hai să încheiem politicos acest vlog care e plin de informații și de conținut. La revedere!